Sometimes when I'm thinking about us, before we got lost and we parted, back to back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break. Bine ați venit sau revenit la mine pe canal. Astăzi este luni, nu știam dacă să vă zic bună ziua, bună dimineața, este ora 12 și ceva. Am reușit să filmez puțin de dimineață pentru voi. Am făcut niște chifteluțe de dovlecel, că au mai rămas doi dovlecei în frigider de aproape o săptămână și am zis să-i folosesc ca să nu se strice. Și oricum vroiam să fac aceste chifteluțe de dovlecel. Când am făcut holul alimentar, v-am spus ce vreau să fac cu ei, dar n-am reușit decât astăzi. Au fost 5, dar am mai făcut paste, unul l-am băgat la congelator și din cei doi care au rămas în frigider, am făcut de dimineață chifteluțe de dovlecel, care au ieșit foarte bune. Da, vă ziceam, este ora 12 și ceva, Milada doarme. Ieri am fost la grădina zoologică. Am vrut prima dată să mergem la un loc de joacă, dar am zis totuși hai să intrăm la animale întâi, pentru că locul de joacă era exact lângă grădina zoologică și pentru că am ajuns la ora 2 și ceva, la 6 închidea, am zis haide să intrăm la animăluțe și dacă mai rămâne timp ne băgăm și la locul de joacă. Bineînțeles că nu a mai rămas timp, că ne-am plimbat aproape 3 ore pe acolo pe la animale, dar o să mergem astăzi. Am zis că mergem la ora 2, deja am făcut online. Acum sper să reușim. O să mergem cu prietenii noștri. Aseară, Anastasia, am avut impresia că îmi face conjunctivită. I-a curs puțin un ochișor și am crezut că o să-mi facă conjunctivită. I-am pus lapte în ochi, am pus de multe ori lapte în ochi, de fiecare dată când am alăptat-o. Peste noapte nu a avut absolut nimic la ochișor, azi dimineață nu a avut nimic, deci nu știu dacă laptele de mămică, sănătate mami, nu știu dacă laptele meu a făcut minuni sau mi s-a părut mie că ar fi conjunctivită, dar sper să nu mai apară. Și da,
Aseară văzusem chestia asta și m-am gândit sigur să vezi acum peste noapte că abia o să poată să deschidă ochișorii mititica. Pentru că la Milada așa s-a întâmplat. Milada mi-a făcut conjunctivită la 8 lunițe. Anastasia are 2, ieri a împlinit 2 lunițe. Și, na, m-am gândit că poate este diferit. La Milada nu am mai avut piept ca să-i pun lapte în ochișori, dar Anastasie i-am pus. Așa că, da, începem un nou vlog. Vreau să fac și ceva de mâncărică astăzi. Am făcut ordine în țarcul Miladei, nu am mai pus să filmez, am zis să fac rapid să termin, că de obicei când filmez durează mai mult tot procesul. Și mi s-a stricat și trepiedul, trebuie să dau o comandă pe Amazon, trebuie să-l bag pe ursul, că cere în casă. Oricum, cred că începe și ploaia. Astăzi este o vreme foarte, foarte mohorâtă. Ziceam că trebuie să-mi dau comandă de un trepied, pentru că mi l-a rupt al meu din greșeală, a călcat pe unul dintre piciorușe și s-a rupt. Așa că, da, am făcut și ordine în țarc, am aspirat, am schimbat pătura de pe canapea, am spălat ultima dată sâmbătă, cred. Și am impresia că n-am mai spălat de o veșnicie atâtea haine murdare s-au adunat. Am deja a doua tură terminat în mașina de spălat, o să mă duc să scot din uscător. Veșnica poveste. Am pus altă păturică pe canapea, am aspirat și canapeaua, am făcut aici în partea de jos. Vreau să fac și de mâncare, vă ziceam, dar cred că mai pe seară. Am aici și veșnica cafea din care am băut doar puțin, bineînțeles. Sunt în perioada aceea în care am găsit un serial foarte fain, nu știu să vă spun cum se numește, dar o să vă mai spun eu despre el. Sunt la sezonul 2, dacă nu la sezonul 3 și în momentele în care prind puțin timp liber, asta fac, mă uit la serial. Așa că n-am făcut cine știe ce, decât puțin ordine pe aici prin casă și cred că până se trezește Milada, asta o să fac, o să mă duc să mă uit puțin la serial și noi ne auzim mai târziu. Acum am coborât în beci, de am adus o tură de hăinuțe din uscător. Am pus-o pe Anastasia aici, așa puțin în baby nest. Vreau să mă ocup de hăinuțe, v-am zis că am reorganizat puțin și în țarc. Am scos aici tura de hăinuțe, le împătur și mă duc să bag altă tură în uscător. Da, mami. Da, iubita mea. Ce povestește fetița mea? Ce povestești tu, mami, tu ești fetiță mare și gângurești? Da, mama. Right now I'm standing in the corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so, oh, you're looking so, oh. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, let me love. Baby, let me love you. Just say the word and we can leave this place. I'll take you anywhere you want. Baby, let me love. Jumate. Am zis să mai vorbesc acum puțin cu voi. Milada este sus la somnic, este cu al meu o pulcă. Eu am pus să fac ceva de mâncărică pentru că seara i-am făcut Miladei o supică de găluște și am fiert două pulpe. Mai aveam două pulpe dintr-un pui de casă pe care l-am primit din România. Am fiert pulpele acelea, dar nu am folosit aseară toată ziama de pe pulpe.
și nici pulpele. Am pus rapid să fac într-o oală mai mică pentru că Miladei era fumică. Am și ajuns destul de târziu acasă și am pus să-i fac ei o cantitate mai mică. Anastasia nu mai are stare. Are 2 lunițe și se comportă ca și cum ar avea 5. Ea vrea să plece deja la plimbare. Am mai făcut acum o ciorbiță. Vă ziceam că a rămas zeamă de la puiul pe care l-am fiert aseară. Și pe zeama aceea am făcut o ciorbiță. Am tăiat morcov, păstârnac, cărnița de la puiul de casă. Am mai pus o mână de orez, 2 mâini de linte și cartof. Și am mai pregătit să fac și niște șnițele. Am deschețat piept de pui și am pus să fac și niște șnițele. Și aici a tăiat al meu cartofi pentru cartofi prăjiți. De asta n-am mai reușit să vorbesc cu voi. Am ajuns acasă și m-am ocupat direct de treabă. A fost super fain la locul de joacă. Ne-a plăcut atât de mult, o să mai mergem acolo. Vreau să mă ocup și de hainele din mașină, să le duc în uscător, dar înainte să le scot pe cele din uscător, să le împătur. Și cam atât, nu o să mai fac absolut nimic. Spăl vasele și o să mă duc să mă uit la serial. Vă ziceam că ne-a plăcut tare mult la locul de joacă, deși sincer parcă ne-am obosit noi mai mult decât copiii. Milada tot timpul merge mult mai mult singurică, fără ajutor, când este undeva, nu știu, că este afară, că este în mall, că este la cineva. În casă am impresia că are prea multe lucruri de care să se țină și da, mi-a plăcut tare, tare mult. Milada a mers foarte mult singurică. S-a obosit pe acolo pe sus și noi după ele. Am stat și eu cu ea, s-a dus și al meu, pentru că el a fost nevoit să stea și la masă cu Anastasia care dormea în căruț. Două zile mai târziu am revenit să continui acest vlog. Cred că acum 2 zile am vorbit ultima dată cu voi. Noi ne-am pornit la plimbare, chiar dacă ploua tare de dimineață. Ne-am echipat corespunzător și am pornit la plimbare. Cu siguranță o să vină ploaia iarăși. Anastasia e în spate, încă nu a dormit. Dar vreau să merg întâi până la poștă, că am ceva treabă. După la locul de joacă și înapoi acasă. Cred că este 12 și ceva acum. Văd că înfloresc și cireșii, e așa de frumos în parc. Mie îmi place mai ales după ce plouă, dar da. Merg întâi la poștă, apoi la locul de joacă și noi ne auzim de acasă. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in his blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. De câteva zile încerc să închid acest vlog. Astăzi este vineri și n-am reușit să vorbesc cu voi. Noi am venit în parc. Este ora 12 și ceva acum. Și am avut niște zile, nu știu, foarte agitate și foarte pline. Sper să mă auziți că bate și vântul. O să văd eu la editat, dar sper să fie totul ok. Ziceam că am ieșit în parc. Am vrut ieri să fac vlog. Ieri Anastasia a fost destul de agitată și alaltă ieri la fel. Și tot ieri m-am ocupat cu o prezentare pentru facultate care mi-a ocupat cam jumătate din zi și n-am reușit să mai filmez și pentru voi.
O să povestim noi mai multe acasă, cel mai probabil după ce adoarme Milada, pentru că bate și vântul și cu siguranță nu m-au zis foarte bine. Nu, mami, mama, Milada, nu, nu-i voie. Aș vrea să fac astăzi niște gogoși, așa că sper să reușesc. Ia, mami, imediat. Sper să reușesc să le facem împreună, așa că ne auzim noi mai târziu acasică. Ce fă, mami? Stai hopa? A plouat atât de tare de dimineață, parcul este gol, bineînțeles, nici o urmă de copilași. Nu mă așteptam să se oprească, sincer, a fost atât de întunecat tot cerul și a plouat foarte tare, vreo 2 ore de dimineață, a plouat în continuu tare, tare, dar cum s-a oprit, am și ieșit afară, cred că o să-i scot Miladei primul somnic, pentru că deja Iana ni spune la leagăn. Da, iubita mea, deja ne cam chinuim să dormim ori primul, ori al doilea, stau foarte mult să o culc. Te ia, mami, acum. Și să văd, suntem în proces de a scoate primul somnic. Ieri a decurs foarte bine, am pus-o la ora 3, a fost pe afară vreo 3 ore și după ce a venit am pus-o la somn. A dormit 3 ore neîntoarsă, a dormit de la 2 până la 5, 5 fără un sfert, dar într-adevăr a dormit foarte bine, s-a odihnit foarte bine, o să încerc și astăzi să văd. Nu dă semne că ar fi obosită, deși este ora 12 și... Da, iubita mea! Și da, mai vorbim noi acasă! It's a remedy, remedy, remedy. And the way you go, baby, don't you know? There's a remedy, remedy, remedy. Yeah, yeah. It's a remedy, remedy, yeah. Oh no. Darling, Palooza, ain't gonna lose ya. I'm gonna do that. Darling, Palooza, ain't gonna lose ya. It's a remedy, remedy, yeah. Darling, Palooza, ain't gonna lose ya.
dezastru în spatele meu, dar dacă mă apuc acum să fac ordine, nu o să reușesc să mai vorbesc cu voi. Milada doarme, este ora 1:10, cam așa. Abia acum am coborât și eu și vreau să frământ întâi aluatul pentru niște plăcinte. Până la urmă nu mai fac gogoși. Am niște gem și am zis să pun să fac niște plăcinte cu gem. Am găsit eu o rețetă pe internet, am văzut că am nevoie de făină, drojdie, apă călduță, zahăr, puțină sare și ulei și, bineînțeles, gem ca să le umplu. În rețetă a pus și nucă măcinată, dar nu am așa că o să las doar gem. Și deasupra a pus zahăr vanilat, așa că asta vreau să fac acum. Anastasia este în curte, în căruț, doarme, pentru că al meu face ordine în grădină. Și ei sunt afară amândoi. Eu am venit, am spălat-o pe Milada. Doamne, ce a fost pe ea! Foarte, foarte murdărică. Mă bucur atât de mult când o văd că se joacă, că se aruncă în iarbă, că, nu știu, se murdărește pur și simplu. Îmi place să o las să facă asta și, da, am spălat-o, am schimbat-o, a adormit imediat mititica. Vă ziceam în parc că suntem în proces de a scoate primul somnic și cred că este mai bine așa pentru că nu știu cât de mult m-am înțeles ce am vorbit în parc, nu știu cât de bine m-ați înțeles, dar ziceam că ne chinuim destul de mult să o adormim pentru că stăm mult, nu adorme și asta înseamnă că nu este obosită, așa că lăsăm un singur somnic câteva zile să vedem cum funcționează și dacă este totul ok, așa rămâne. Nu mai vorbesc pe tema asta că v-am zis și în parc, sper că m-ați auzit de vânt, asta este ideea. Da, ce am mai făcut zilele acestea pentru că am început vlogul acesta, cred că luni, sau chiar duminică, nici nu mai știu, luni am fost la locul de joacă, cred că luni l-am început, astăzi este vineri și nu am reușit pur și simplu să-l finalizez. Am avut și niște dureri groaznice de spate. Vă ziceam că am fost prinsă și cu o prezentare pentru facultate. N-am reușit ieri să termin, dar am făcut în mare parte ce era important. Mai am vreo 250 de cuvinte, așa că o să le fac eu și pe acelea până pe data de 15 am timp să le fac. Vroiam să fac partea importantă, ca să zic așa, să nu stau cu stresul că las totul pe ultima sută de metri. Da, v-am pus la curent cu ce s-a mai întâmplat, am zis să vorbesc și așa puțin față în față, că am vorbit doar, nu știu, arătându-vă chestii, arătându-vă pe Milada sau alte lucruri, pentru că am fost tare obosită zilele acestea, dar asta este viața de mămică, unele zile sunt mai obositoare, altele nu. Am făcut ieri niște pâine în ou, mai am două felii, vreau să mănânc și eu că nu mai pot de foame, vreau să mănânc și o felie de chec, foarte bun checul acesta, noi l-am luat de la, cred că din Lidl l-am luat, nu mai ține aminte, dar foarte bun este, asta vreau să mănânc acum rapid și să mă pun să frământ aluatul, cât mai doarme și Anastasia, pentru că după ce o să se trezească ea trebuie să-i dau săpape, să o schimb și pe ea și vreau măcar să fie aluatul frământat, că după am eu timp să le prăjesc. Am fost până în beci, te-am dus o tură în uscător, am scos morcovi, păstârnac, am adus din beci niște fasole, vreau să pun să fac o ciorbiță de fasole pentru că se face repede. Am mai adus și o conservă dintre aceasta cu roșii, dar o să o dau prin blender ca să le mărunțesc, să fac așa o pastă, că nu mai am pastă de tomate.
dar o să mărunțesc roșiile acestea. Am adus o bucată de cârnați, cârnați pe care o să-l tai feliuțe așa micuțe, o să-l călesc puțin și o să-l bag în ciorbă. Și am mai scos și niște ciocănele, ori le fac mai pe seară, ori pe mâine, dar le-am scos și pe ele să fie la dezghețat. Am mai adus și din beci un gem de zmeură pentru plăcinte. Plăcintele sunt puse deja la crescut, de fapt aluatul pentru plăcinte este la crescut. Așa că mă pun să toc morcovi, păstârnac să văd dacă am și ardei și să pun și ciorbița la foc. Fac pauză de la bucătărit pentru că s-a trezit Anastasia și mă duc să-i dau săpapei. Sometimes when I'm thinking about us, before we got lost and we parted, back to back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we Este ora 7:30 momentan și am zis până îi dau Anastasiei supape să fac și o încheiere pentru acest vlog. Milada este sus cu al meu, s-a dus o pună la nani. După ce am vorbit cu voi, m-am ocupat și de niște hăinuțe, le-am pus la locul lor. Am mai completat și la Pampi pentru că se terminaseră și în prima fază am zis că aș vrea să mai fac ceva de mâncare în seara asta, dar nu o să mai fac, așa că o să las totul pe mâine și o să închid acest vlog aici. O să mai aveți în continuare puțin material, dar eu vă pupăcesc acum. Ne revedem în următorul vlog. Să aveți grijă de voi. Pa, pa! Texting back, I want you. Hit you up, I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Auto, your taste. It's really a bad reception out there. Where are you heading? Why ain't gravity pulling you?
getting closer to me. I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm into deep into this flow. A zero sum game that I will lose. There's no sipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless. Can't get enough. I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts.